ziua! Noi suntem Play, centru de joacă educativă, locul unde ne dezvoltăm prin joc. Numele meu este Ioana și astăzi îmi doresc să aduc în fața dumneavoastră bucuria sărbătorilor de iarnă prin activități creative special create pentru copii. Una dintre activitățile creative de Crăciun va fi omul de zăpadă senzorial. Iată de ce avem nevoie! Vată, lipici lichid și o pungă ermetică pe care deja am desenat un om de zăpadă. Mai întâi vom deschide punga și în ea vom turna lipiciul lichid. După ce am terminat de pus lipiciul lichid, vom separa vata în bucăți mai mici. După ce am separat vata, o vom pune în pungă. Este important ca vata să se îmbibe în lipici. Când vata este gata, suntem gata să ne jucăm și să formăm omul nostru de zăpadă. Pentru copiii cei mai mici, putem lipi omul de zăpadă de masă și așa nu veți avea nicio problemă că se vor murdări. Vă așteptăm la următoarea activitate. Până atunci, voie bună și multă veselie!